1 Corinteni, capitolul 6. Să citim versetul 12. Și apoi, pentru că voi căutați foarte repede în Biblie, o să citim cu toții 1 Corinteni 10 cu 23, da? Deci 1 Corinteni 6 cu 12 îl citesc individual și 10 cu 23 îl citim cu toții de două ori, ca să fim mai siguri. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 10 cu 23, hai că îți merg repede degetele la tastatură, mulțumesc. Așa, 10 cu 23, cu toată suflarea, 3, 2 și... Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Și acum chiar toți, 3, 2 și... Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Amin, vă puteți reașeza. Pentru că vom rememora nașterea Mântuitorului în scurtă vreme, vreau să vă salut cum îmi place mie foarte mult, Hristos a înviat. Adevărat, opa, de la jumate încolo spre mult. Trebuie să resetăm. Mai aveți o șansă, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat că a înviat. Și nici nu mai moare, trăiește veșnic, lăudat să fie numele Domnului. Mă bucur să fiu și în această dimineață cu dumneavoastră și pot să vă mărturisesc că am simțit și simt prezența Domnului. Aici este prezent, cum spunea fratele pastor Grigore Creța, Dumnezeu Tatăl. Aici este prezent Dumnezeu Fiul Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt Dumnezeu. Ești în cadrul potrivit să poți să fii resetat, să poți fi reactivat, să începi din nou să privești lumea de pe pământ din perspectiva cerului, cu ochii lui Dumnezeu. Astăzi, așa cum v-am anunțat aseară, o să vorbesc despre călăuzire în carieră. Vedeți? Dacă suntem foarte atenți, trebuie să recunoaștem că cea mai mare parte a timpului când suntem treji, o petrecem în cariera pe care ne-am ales-o. Din 24 de ore, între 7 și 8 ore trebuie să dormim în normal. Îți rămân 16 ore, 8 ore aproximativ cu drumul până în 10. Parcurgi în cariera pe care ți-ai ales-o. Deci îți rămân 6 ore, dacă în seara e slujbă, rămâi cu foarte puțin. Activitățile tale zilnice în cariera pe care o derulezi afectează și impactează eternitatea ta. De modul în care îți administrezi timpul, în timp ce muncești, depinde veșnicia ta în foarte multe situații. Dacă 8 ore ești continuu într-un loc toxic, nu te aștepta să-ți meargă bine în viață, pentru că acea toxicitate apare în sufletul tău și se instalează pe mintea ta, pe sufletul tău, pe creierul tău. Devine o rutină zilnică din care foarte greu mai ieși. Spre exemplu, dacă cineva antrenor de box, eram în aeroportul din Cluj și m-a recunoscut unul și a zis: sunteți pastor? Și a zis: da, de unde știi? Și eu sunt antrenor de box și am văzut videoclipul ăla cu sala. Făcând, m-am așteptat să fie supărat pe mine, au zis: felicitări pentru videoclipul ăla și să știți că aveți dreptate. Boxer. N-am primit niciun pumn. Dacă ești antrenor de box, dacă ești antrenor de fitness, o să stai o viață întreagă cu capul între niște ziduri și cu ochii într-un loc interzis. Dacă îți faci în plan să fii un băiat care faci sport de contact, asigură-te că o viață întreagă o să fii în cantonamente, dacă ajungi foarte performant. Dacă nu ești așa performant, ții mai ușor și scapi mai ușor.
Dar asigură-te că o viață întreagă o să fie acolo. În fiecare duminică tot o să fii în deplasare. Și să știi că întotdeauna, când faci ceva care e sport de contact, specialiștii care au făcut minim 5 ani de sport de contact, am un băiat care s-a pucăit și acum nu mai face, bineînțeles. Eu zic, frate, care spune la toți care au de gând dintre tineri, că atunci când văd o mișcare greșită a unui băiat, mi-e foarte greu să mă stăpânesc. Pentru că eu nu știu să-i dau doar un pumn, știu să-i dau un pumn unde trebuie, încât îl las jos lat. Și mi-e foarte greu și îmi pare foarte rău, a zis el, că am făcut box 5 ani. E foarte ușor să alegi în funcție de o predispoziție personală a ta, în funcție de un anturaj al tău, cum se spunea foarte bine. Este foarte ușor să alegi în funcție de un sistem care creează presiuni în momentele acelea. E foarte ușor să alegi în funcție de o pasiune a ta. Ai grijă ce alegi, pentru că în funcție de cum alegi, e foarte greu să te mai întorci înapoi când, de exemplu, ai făcut 5 ani de facultate într-un domeniu. E foarte greu să te mai întorci înapoi, să se creeze în sufletul tău frustrare. Ce-am făcut 5 ani? Am pierdut timpul. Și întrebarea celor care au terminat studii într-un domeniu și nu activează în domeniul acela și nu sunt prosperi și nu sunt proeminenți și n-au succes, n-au biruință în domeniul acela este următoarea. Oare n-am fost călăuzit când am ales cariera asta? Oare când am dat la acel liceu, la acea facultate, oare ce a fost în capul meu, zice câte un băiat? De ce mi-am rost scoatele pe băncile unor școli pe care niciodată nu le folosesc? Asta e doar o iluzie, că o să vedeți imediat că orice școală îți folosește. Vreau să trag câteva linii clare și să creez niște jaloane, niște ziduri, adică niște observații preliminare. Prima observație preliminară este că orice om care trăiește pe planetă trebuie să muncească. O zici cineva, amin? Amin. O zici un băiat, las că eu muncesc pe jocuri. Jocurile. Vă spuneam aseară că predau și programare și C++ în CodeBlocks și unul dintre băieți mi-a zis, cum să fac să ajung programator de jocuri? I-am zis, drăguțule, până faci tu un joc, îți ies pe albi, că nu prea știi informatică, dar nu asta e problema, că niciodată nu o să te joci când tu faci un joc. Să știi, testerii, ăia alți, testează jocurile, dar nu se joacă, testează. O diferență mare. Dacă cineva se mai întreabă dacă trebuie să muncească, Biblia aceasta, cuvântul Domnului spune, vrei să mănânci? Asta e întrebarea, dacă te întreb dacă vrei să muncești. Cine nu vrea să muncească, da, dacă nu vrei, există o posibilitate, să nu mai mănânci de azi. Doamne, fer să fie amin. Mâncați și mâncați Scriptură. Ați înțeles ce zic. Deci, obligativitatea muncii e voia lui Dumnezeu. De când l-a creat Dumnezeu pe Adam, l-a așezat în grădina Edenului și ce a zis? Stai întins la soare cu mâinile la ceafă și fluieră. Privește, înregistrează imagini, vezi cum e pomul ăla, cum e dincolo. Da, așa a zis? Nu. I-a dat o poruncă, să o protejeze și să o lucreze. Din 7 zile, Dumnezeu 6 a lucrat. Și a 7-a zi s-a odihnit. Munca nu este o posibilitate a oamenilor slabi care nu știu să învârtă șmecherii. Mentalitatea voastră care vi se creează din mass media este că trebuie să ajungeți la primul milion de euro fără să faceți nimic. De-aia s-a inventat Bitcoin. Și acum a și crescut cu alegerea lui Trump. De ce? Pentru că oamenii au tendința să nu facă nimic și să aibă profit. Asta e întrebarea oricărui tânăr, oricărui tineri, adolescenți mai ales, care încă n-au lumea asta a muncii încă bine setată în creier, și anume, îi spun cum să depun efort cât mai puțin, cum să stau cât mai relaxat și cum să ajung în viață la cea mai mare realizare ca profit financiar. De aia unii ajung vedete, pentru că sunt prostii și alții îi urmează. Și când îi urmează, își dau seama, bă, nu e adevărat, că n-am câștigat bani, cum o zis asta. Prima observație extrem de importantă pentru orice locuitor al Pământului și nimeni nu face excepție, sunt cazuri cu dizabilități în care este altceva și primesc ajutor social
din cauza contextului în care se află din perspectivă medicală, nu despre ei vorbim, câtă vreme ești sănătos, vreau să spun foarte clar, ești locuitorul planetei Pământ și trebuie să muncești. Bun venit pe planeta muncitorilor. Amin. Dacă nu vrei să muncești, ai grijă că dacă nu mănânci, în câteva zile mori. Dar nu cum mi-a zis unul când i-am zis, avea o dependență. Și am zis, frate, ești un pic cam solidoc, am fost prea mult pe la fiare, ești cam dependent de fiare. Uite ce zice Domnul, trebuie să postești împotriva la dependența asta. Și se uită așa mare la mine cât era de morioc și zice în birou, frate, dacă eu postez, mor. Și am zis, păi dacă mor, te îngropă gratis. Adică în sensul în care un loc în cimitir în Cluj e 5.000 de euro. M-am riscat că nu aveam bani. În momentul ăla. O să o risc din partea mea. Adică nu se poate tu să crezi că în lumea asta poți să trăiești fără să muncești. Deci munca nu doar că îl înnobilează pe om, munca îl face pe o persoană om. Dacă nu muncești, știi câte un băiat de ăsta care nu vrea să muncească și zice, frate Caleb, niciun loc de muncă nu mă primește. Sau ori de câte ori merge, am înțeles că în anumite țări din diaspora există un sistem în care merge la o strategie sau la o firmă de recrutare și dacă nu-ți convine ce ți se dă, poți să spui nu mi se potrivește. Dar la ăștia nu se potrivește niciun job. De ce? Nu vor să muncească. O altă subliniere foarte importantă legată de muncă, legată de carieră, este că e foarte important ca în viață să nu alegi lucrurile ușoare, simple. Domn profesor, dați-mi nota 10 din 20. 10. În România, dați-mi 4, 49 și vă rog din inimă, puneți milă că sunteți pastor, 001. Să trec. Mentalitate de nota 5. În Franța de nota 10. Din 20. Asta nu arată că ești pocăit? Asta arată că în timpul tău liber nu depui efort ca să ajungi la acele rigori necesare, la acele performanțe necesare, să ai acele capacități necesare, acele competențe necesare ca să fii relevant în societate. Copiii Domnului trebuie să fie cei mai buni. Amen. Amin. Amen. Ei trebuie să fie întotdeauna cu acea capacitate realizată prin puterea lui Dumnezeu, sub asistența Duhului Sfânt, încât atunci când trebuie să iau o decizie, toți ceilalți să zică, stați un pic, vorbește el. De ce? E cel mai bun în IT. N-a avut bani, n-a ajuns așa prin relații și prin pile, este un programator de excepție, firma noastră depinde și succesul ei de el, așa că nu-l putem băga sub preș. Îi cerem opinia. Și dacă ești vertical și radical și corect și cu o coloană vertebrală dreaptă, un om de caracter, o să vezi cum toți ăștia la alți tremură în fața ta, pentru că depind de competențele tale. De ce? Tu ești în firma aia de programare reprezentantul lui Dumnezeu. Aleluia! Amen. Slăvit să fie Domnul! Amen. Asta se poate întâmpla inclusiv la școală. Am fost, prin harul lui Dumnezeu, elev 4 ani la liceul de informatică Tiberiu Popovici din Cluj-Napoca. N-am intrat primul, am intrat penultimul și am ieșit al doilea. La matematică, prin harul lui Dumnezeu, când nimeni nu știa să rezolve o problemă, doamna profesoară Zeriu Flavia, o cheamă, zicea Caleb, hai că știu că ești singurul care îți faci toate temele. Nu am excelat prin înălțime și nici n-am de gând că îți mulțumim cum sunt. La fel și voi? Amin. Nu se-ți mulțumit. Oricum mai creșteți unii. Mulțumiți-mă că să aveți trez. N-am eșelat prin banii pe care aveam, nu eșelam prin modul în care mă îmbrăcam, însă pentru că îmi făceam temele, după ce veneam de la repetiții luni, marți, rugăciune, miercuri, cor mixt, joi, repetiții de fanfară și apoi tineret și vineri biserică. Singura zi în care nu mergeam la biserică era sâmbătă. Duminică dimineața și seara nici un program nu lipsea. Dacă aveam teme multe la matematică și trebuia să mi le fac până la ora 6, dar uneori eram, din cauza situației că aveam foarte multe teme, trebuia să mă duc să ajung la 7 fără 20, de exemplu, afară de când începea la 6 și mă înțelegea dirijorul pentru că știa din ce motiv lipsesc. După ce se termina repetiția, continuam temele până la ora 1, după miezul nopții. Nu mi-amintesc vreodată să fi dormit fără să fi făcut tema. Acum când am 35 de ani, am câteodată câte un vis, că am teme la mate.
Și că o problemă n-am rezolvat-o. Și când mă trezesc, zic, stai un pic că ești profesor. Nu mai ai tăiat la mate. De ce? M-a interesat munca. Vă spun că n-am fost un băiat performant, excelent, n-am ajuns niciodată la Olimpiada Națională din matematică sau de informatică, dar am muncit. Și chiar dacă am intrat penultimul liceu de informatică, am ieșit cu a doua notă la matematică la BAC. La cel mai greu profil, mate, info, intensiv, informatică. M11 era sistemul atunci de mate. De ce? Pentru că făceam temele. Pentru că munceam. Pe mine, personal, mă mustra conștiința dacă aveam o temă pe care ne-am făcut-o. Niciodată n-am avut curajul pe orurile școlii să cer tema cuiva să mi-o fac repede. Dacă n-am reușit să mi-o fac, luam un 3, de exemplu. Când mă fac mărturisiri prea publice, poate mă aud de profesorul de limba română, Vigur Răzvan, n-am apucat să citesc romanul Enima Otiliei și am reușit cumva să citesc niște fișe de lectură și profesorul mi-a pus o întrebare și a văzut că nu știu corect și a zis, ai un 3. Dar n-am chiulit în ora. Aviz amatorilor. Că vine câte un elev la mine, să câte o elevă și zice, domn profesor, decât să iau un 3, mai bine o absență, că am 20 după voi. Nu-i adevărat. Mai bine cu un 3, la voi cu un 6, da? Că le dublez, da? Se logic. Sper să iasă note bune, să zic compatibile. Și cu absență. Fără. Pentru că nu ai voie să chiulești, să fugi dintr-un loc fără să fii responsabil de ce pleci de acolo. Dacă mai știi vii cu adeverință medicală, repaus la pat, ferească, Domnul să se plinească. Când te pui la pat, le-am spus în România la elevi că dacă s-ar împlini toate adeverințele medicale pe care le duc la școală prin acordul părinților, numai bolnavi aveam în România. Bolnav pe capete. Le-am descris repaus la pat, rivoză, viroză, nu știu de cale, respiratorie. Ferească, Domnul. Să n-are nimic. Are un 3. Lipsă. Când ceri scris. Adică nu căuta lucrurile simple. Când îți alegi cariera, nu alege cariera în funcție de simplitatea ei. Să dorm mult, să povestesc mult, să stau să pierd vremea, să nu am nimic de făcut. Asta nu e o carieră. Pentru că dacă tu dormi mult în timpul serviciului, dacă tu pierzi vremea în timpul serviciului, tu n-ai impact. Tu nu ești chemat de Dumnezeu să fii într-un loc de muncă unde pierzi vremea. Nu vorbesc despre sisteme în care trebuie să fii de pază sau alte sisteme. Fiecare după capacitatea pe care o are și spațiul și contextul pe care Dumnezeu l-a îngăduit. Nu disprețuim nici o slujbă. Toate sunt foarte importante. Dar în locul tău de muncă tu trebuie să fii extrem de implicat, extrem de atent. Fișa postului tău trebuie să o deplinești cu lux de amănunte. Să zici amin. Amen. Amin. Lipsești odată, trebuie să anunți motivul. Trebuie să fii corect în cele mai mici detalii. Dar vreau să-ți mai spun ceva, că există riscul următor să ajungi la lucruri sofisticate. Cineva vrea să fie numai medic și muncește. Nu-i pentru asta. Dumnezeu nu vrea să ajungă medic. Nici asistentă medicală, spre exemplu. Dar ea vrea neapărat medic. Și nu intră primul an la facultatea de medicină, mai stă un an. Nu intră nici al doilea, mai stă un an. Nu intră nici al treilea, mai stă un an. Cât mai stai? N-ai priceput că Dumnezeu ți-a vorbit că nu-i pentru tine? Da, de exemplu, medicina în România se admite la ea foarte greu. Faptul că stai un an și înveți, nu-i greșit. Dacă n-ai avut ocazia în timpul liceului, n-ai avut profilul respectiv, nu e asta o problemă. E vorba de călăuzirea lui Dumnezeu să nu alegi din mândrie lucruri sofisticate care sunt incompatibile cu nivelul tău de inteligență, cu nivelul tău de expunere la stres, cu nivelul tău în care poți să dai randament maxim. Ai grijă. Nu alegi nici lucrurile simple, pentru că sunt doar simple, dar nici lucrurile sofisticate pentru ca să ieși în evidență. Zice câte unul, păi când intru eu într-o clădire de biserică și știu ăștia că eu sunt medic. Să vezi tu ce întorc ochii după mine și zic, să trăiți, domnul medic. Când intră la mine în birou, oficii speciale, România plicuri albe, sper că nu și pe aici. Doamne ajută, să nu fie nicăieri. Amen. Înțelegeți ce zic? Motivația ta trebuie să fie una echilibrată.
Doamne, indiferent unde mă ajut să lucrez, indiferent care e cariera pe care Tu mi-o încredințezi mie, indiferent care e planul Tău pentru viața mea, eu trebuie cu mult echilibru și cu smerenie să lucrez în domeniul acela. Să nu cumva să credeți că toți medicii sunt mândri. Nu despre asta am zis. Aici mai fac o subliniere. Dumnezeu te-a creat într-un fel anume. Dumnezeu a așezat în tine un temperament specific. Tu ai anumite pasiuni ale tale pentru că Dumnezeu le-a așezat în mintea ta, în sufletul tău, în configurația ta ca și persoană, ca și individ, în personalitatea ta. Asigură-te că vei înțelege cariera pe care o ai și în funcție de modul în care Dumnezeu te-a creat. Mă întorc din nou la domeniul IT. Poți să faci 15.000 de facultăți de informatică dacă nu ești chemat să fii programator. Și n-ajungi să faci nicio facultate, dar să ai această predispoziție, această pasiune, această competență așezată de Dumnezeu în tine, încât să ajungi programator și unul performant. De ce? Pentru asta te-a creat Dumnezeu. Dar ai grijă că dacă lucrezi în loc de 8 ore, 18 ore, s-ar putea să vrei să scurtezi viața. Că altfel nu mi-e explic. Ai grijă. Pentru că vreau să trag o altă subliniere foarte importantă. Extremele duc la erori. Extremele duc la erori. Și poți să-ți alegi cariera foarte bine, poți să fii în locul pe care Dumnezeu te-a chemat să te așeze și poți să-ți faci lucrurile perfect. Dar dacă treci de limita echilibrului, tu ai o mare problemă. Știți de ce și-a văzut dreptul de întâi născute, sau? Nu pentru că era vânător. Că pe vremea aceea, vânatul și agricultura erau niște profesii preponderente, extrem de prezente. De ce sau și-a văzut dreptul de întâi născut? Unul dintre motive este pentru că a fost extremist. Dar ascultați ce zice Biblia. Geneza 25, cuvântul Domnului spune, versetul 29. Odată, pe când ferbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp, de la locul de muncă, rupt de oboseală. Băiete, știi că cele mai mari predispoziții să te uiți pe site-uri murdare o să le ai când ești rupt de oboseală? Știi că cele mai groaznice mesaje pe care le poți trimite prin text message sau pe WhatsApp sunt atunci când ești rupt de oboseală? De ce creierul tău nu mai funcționează la cote maxime și nici măcar normale? Și presiunile care vin și citești un mesaj care te enervează repede. De ce? Tu ești obosit. În mod normal, el trebuia să vină mai devreme acasă. Indiferent dacă a prins sau nu vânat. Dacă n-a prins, azi prinde mâine, nicio problemă, că nu lăsa Dumnezeu să moară de foame. Și dacă se întorcea echilibrat acasă, și dacă știa cum să pună problema legată de dreptul de întâi născut, eu cred că dacă nu-i dădea Iacob mâncare, îi dădea mama să. Cumva se întâmpla. Oricum, mămica asta era cam... ținea cu copilași. Apropo de părinți, care cu siguranță o să vă iubească întotdeauna. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru ei. Amen. Domnul să-i binecuvinteze. Amen. Să-i dea viață lungă și sănătoasă. Amen. Să fie cu ei întotdeauna. Ai grijă la echilibru. Din lipsă de echilibru, pentru că ajungi rupt de oboseală, nu mai ai timp să vii la casa lui Dumnezeu. Dacă nu mai ai timp să vii la casa lui Dumnezeu, nu mai ai timp pentru părtășie cu Dumnezeu. Nu mai ai timp de părtășie cu frații. O să devii o persoană frustrată, o să devii o persoană rigidă, o să devii o persoană extrem de irascibilă. Foarte ușor te șifonează oricine. De ce? Există un timp în care trebuie să te odihnești. După cum este un timp în care trebuie să muncești, există un timp în care trebuie să te odihnești. Așa a creat Dumnezeu omul. Și dacă nu realizezi acest echilibru, o să ajungi să iei decizii greșite și în profesia ta o să începi să greșești. Sau chiar dacă o să fii foarte bun în profesia ta, o să poți să-ți pierzi familia. Vine la mine un bărbat și m-a întrebat, am voie să mă recăsătoresc?
Am divorțat pentru că nevasta mea a fost imorală, a umblat cu altul. Și prima întrebare pe care i-am pus-o a fost următoarea. La ce oră te întorceai acasă în fiecare zi? Și ce apoi munceam uneori până la ora 12 noaptea, 1 dimineața, mergeam târziu acasă. Și apoi am mai pus o întrebare. Nu cumva crezi că ai greșit, că ai venit prea târziu acasă? Nu cumva crezi că ai creat cadrul diavolului să intre în casa voastră? Păcatul ei e păcatul ei, dar de ce n-ai fost bărbat în casa ta? De ce nu ți-ai făcut timp pentru familia ta? De ce nu te-ai interesat familia? Că aici deschid o paranteză. Cine, pentru ca să ajungă carierist, își nenorocește familia, își pierde și veșnicia. Mare atenție! Unii spun, domnule, eu vreau o carieră de succes, eu vreau să fiu cel mai important, eu vreau să se deschidă toate ușile în fața mea în domeniul în care lucrez. Da, ai grijă, dar ai grijă să nu se închide ușa din familie. Ai grijă. Echilibru. Fii foarte atent. Că sunt excepții și la un anumit moment trebuie să muncești foarte mult, că trebuie să se întâmple odată la nu știu câte luni ceva. Asta e un lucru. Dar dacă acea excepție devine rutină zilnică și tu n-ai timp să vorbești cu cei din casa ta și când ai un timp liber nu vorbești cu cei din casa ta, că te-ai obișnuit cu asta și ești un străin în propria ta casă, ai grijă. O să subliniez trei criterii după care trebuie să-ți alegi cariera. În primul rând, criteriul sfințeniei. Foarte important. Îi apreciez foarte mult pe programatorii care lucrează în informatică și care mi-au spus, băieți foarte inteligenți, unii dintre ei au lucrat cu niște firme foarte importante în America fără să le spun numele lor. Și ce mi-au zis? Când am primit contractul cu clauzele pentru angajarea în această firmă, i-am cerut angajatorului să-mi detalieze domeniile în care vor activa programele pe care le creez eu și la care lucrez eu. Și a zis el, pentru că eu nu sunt de acord dacă lucrez la un model view controller, de exemplu, să se afișeze pe display numărul de ordine, nu sunt de acord să fie activat acest sistem informatic într-un club. Și am zis, felicitări! Felicitări. Niciodată sistemul informatic, softul pe care îl creez, a zis el, n-am voie să ruleze și nu sunt de acord să ruleze pe site-uri imorale. Așa că niciodată nu o să lucrez la un soft care face video chat. Apropo de matrimoniale care actualmente se numesc sisteme, aplicații de dating. Și dacă ai un astfel de soft pe telefonul tău, Duhul Sfânt îți vorbește azi. Dezinstalează în pauză, în aștepta seara. Obligatoriu. Cum să cauți tu viitorul partener de viață pe o aplicație pe telefon unde sunt demoni și doar demoni? Criteriul sfințeniei. Locul la care vrei să accesezi, jobul pe care vrei să-l accesezi, la care vrei să aplici, va fi un context pe durata căruia în preajma celor oameni care vei fi, în sistemul acela virtual în care vei lucra, vei putea să rămâi sfânt? Cugetul tău va fi încărcat, va fi afectat de ceea ce vezi, auzi, muncești, derulezi, activezi? Întrebare. Cum vi se pare următoarea propoziție? Să zic un băiat, eram într-un ring de box și am dat un pumn în numele Domnului la unul căzut jos. Mulțumesc că ați zâmbit. Sunteți aici? N-are cum să producă sfințenie. Mă întreabă un tupeist la o conferință, la o tabără de tineret. A zis, păi dacă soția noastră este lovită la un moment dat sau atacată, ce faceți? A zis, n-ajung acolo. Pentru că Biblia zice că dacă cineva îmi dă o palmă peste un obraz, așa e sensul, da? Tac! Cu dosul palmei. Eu trebuie să-i întorc celălalt obraz.
Acum, dacă e atacată soția mea, normal că o să mă duc să mă asigur că nu lovesc pe ăla și că o smul din zona aceea să o scap. Pentru că sunt bărbat responsabil. Dar întotdeauna m-am rugat lui Dumnezeu și mă rog continuu să nu mă îngăduie Dumnezeu să ajung vreodată într-o astfel de situație. Nici într-un caz să o derulez ca lucru manual. Nici într-un caz. Criteriul sfințeniei. Mă întreabă cineva recent, am voie să fiu antrenor de fotbal. Și am pus doar câteva întrebări. Ai calculat vreodată câte ore pe săptămână trebuie să faci antrenament? Ai calculat vreodată de câte ori când ești pe teren o să-ți vină să înjuri și poate că o să înjuri odată? Ai calculat vreodată cât de multă pace ai când contracandidatul tău marchează un gol și trece pe lângă tine mingea? O să zici aleluia, nu? Dar la ora actuală am auzit că există biserici care au echipe de fotbal. Ce biserici! Și ce că îi dă cartonaș roșu când înjură, dar să-i membru la biserică cu tare. Păi, drăguților, stați un pic să ne înțelegem. Să vă explic. Faptul că mingea aceea e rotundă, are diverse culori, că este cu aer în ea, că este creată așa, n-are păcat că-i minge. Și dacă voi ieșiți la o tabără, la o excursie, da? Și vă jucați între voi într-un mod echilibrat, fără nicio problemă, asta nu văd o problemă, da? Nu e o problemă să atingi o minge. Mingea în sine nu-i rea. Ce se întâmplă în spatele mingii, forțele care sunt acolo și care angrenează acea mișcare. Te întreb, îți va da posibilitatea ca o viață întreagă? Pentru că acea carieră pe care o alegi, nu o alegi pe 2 săptămâni. O alegi pe o viață întreagă. Îți va da ție posibilitatea în continuare să fii sfânt? Și acum vă pun o întrebare. Când a intrat Iosif în casa lui Potifar și a depus el CV-ul să fie acolo? Nu? N-a căutat cu lumânarea imoralitatea. De ce unii o caută? După conferință a venit un tânăr curajos, ca să nu-i zic tu pe ei, că merită, și zice, frate, care Domnul mi-a vorbit că trebuie să fiu barman. Exact așa mi-a zis. Eram în România, nu eram deasupra. Și a zis, păi probabil că Domnul ți-a zis că meriți un pumn. Ce să zic altceva? Că după ce intri barman și împarți, da? Și împarți, și ăștia se încaieră între ei, tu trebuie să faci liniște. Și o primești un pumn și vii la biserică, cu nasul umflat, cu ochii, cu ce vrei, cu capul. Și o să-ți dai seama că nu te-a chemat Dumnezeu să faci asta. Dar nu-ți doresc. Nu mă înțelegi greșit. Recent mi-a zis cineva, am primit o ofertă să lucrez ca ospătar într-un restaurant în care se împarte alcool. Ca un alt restaurant necreștin. Și mi-a zis, primești suma cu tare, lunar. Nu trebuie să faci foarte multe lucruri, nu ai foarte multe ore de muncă. Ca asta caută, spuneam vineri. Să lucreze cât mai puțin și bani cât mai mult. Și după mi-a scris mesajul, ce să-i răspund la angajator? Și l-am lăsat să fac ce zice. Nu i-a răspuns nimic. Să-i văd maturitatea și cum gândește spiritual. După ce a văzut că nu zic nimic, m-a căutat într-o biserică și mi-a zis, frate Caleb, i-am spus la angajator că chiar dacă pierd suma aceea, eu sunt creștin și nu pot să împart alcool. Pentru că, dragilor, noi nu deținem, nu producem, nu comercializăm și nu servim pe nimeni cu alcool. O zici cineva amin? Nici cumpărări de vin? Nici. Deloc. Abstinență totală. Păi tu ți-ai angajat, ești în biserica lui Dumnezeu, știi bine că asta e învățătura în biserica unde ai devenit membru și tu mergi să te angajezi într-un loc unde nu doar că te uiți și Biblia zice e păcat și să privești mărgăritarele cum le face în pahar alcoolul sau vinul. Și tu nu doar că te uiți, asta e un păcat prin faptul că privești că se poate produce poftă și să te atragă dacă ai o dependență anterioară. Tu mergi la ei și zici, mai vrei? Să mai dau? Mai poftiți, vă rog. Deci, nu numai că ai dat odată, mai ispitești odată. Întrebare, cum poți să fii tu
într-o carieră bună. Criteriul sfințeniei n-are voie să fie pus sub semnul întrebării. N-are voie. Dacă vrei să-ți alegi o carieră și îți dai seama că domeniul în care să muncești 8 ore pe zi, 8 ori 5 e 40 de ore pe săptămână, 4 ori 4, 160 aproximativ de ore, între 140 și 160 de ore pe lună. Mai mult decât mergi la biserică, mult mai mult. O să fii în continuu în locul ăla. Ei, cum se spunea, dacă primele 5 persoane din viața ta te influențează, contextul ăla îți generează nervii, îți generează reacțiile, îți generează pacea, lipsa ei, atitudinile, reacțiile. Locul de muncă în care vrei să muncești. Prin el însuși, prin definiție, te conduce, te asistă, te ajută să rămâi sfânt? Sau este prin el însuși un context al păcatului? Că o să-mi zici tu mie că tu poți umbla într-un loc al păcatului și să rămâi curat. Asta înseamnă că dacă mergi undeva într-un loc unde există o groapă adâncă, plină cu mocirlă, ești îmbrăcat în haine albe, tu îmi spui mie, dar ascultă-mă ce spui mie, că tu o să cobori în groapa aia cu mocirlă și hainele tale vor rămâne albe. Dar ce ești? Nu știu ce ești. Eventual înseamnă că imaginea pe care o ai nu e developată, du-o la film, prietene. Că albul devine negru și invers. E imagine în contrast. Nu se poate să rămâi curat când tu stai 8 ore pe zi într-un loc murdar și stai acolo pentru că tu ai ales. Mare atenție! Că aici sublinez ceva important. Se prea poate să fii angajat într-un loc de muncă unde tu n-ai știut contextul, unde tu n-ai vrut să păcătuiești, unde ispita apare dintr-o dată ca și în casa lui Potifar. Iosif este luat ca sclav, e vândut de 2 ori, ajunge în casa lui Potifar ca un sclav, este angajat acolo în domeniul administrativ să aibă grijă și pentru că este performant și extrem de calificat și cu o competență extraordinară, Potifar zice, nu mai am nicio grijă, tot ce faci tu e perfect, nu mă mai întreba. Ai rol de manager numărul 1. Tu semnezi, tu reglezi, tu decizi tot. Nicio grijă nu mai am. Nu avem dovezi că înainte să fie adus în casa lui Potifar, nevasta lui Potifar i-a ieșit în ușă și a spus, vezi că cu mine ai de-a face de acum, nu? Și chiar dacă ar fi fost asta, el n-avea drept să se retragă pentru că era sclav. N-avea putere de decizie personală. Dar când și-a dat seama că există pericolul să-și piardă sfințenia, după ce Nicurata aceea în repetate rânduri a încercat să-l agreseze verbal. Bineînțeles că i-a spus că e cel mai frumos. Bineînțeles că i-a prezentat calitățile. Bineînțeles că l-a creat ca un fel de zeu, ca un Dumnezeu al societății. Și când Nicurata aceea a întins mâna să-i prindă haina, a zis, nu mă interesează că îmi pierd locul de muncă. Nu-mi pasă că nu mai am niciun ban și îmi pierd libertatea cel mai probabil. Vreau să rămân sfânt. Amen. Amin. Amen. Vreau să rămân cu Dumnezeu. Și-a pierdut haina. Și-a pierdut reputația pe nedrept. Nu pe drept. Dar nu și-a pierdut caracterul. Nu l-a pierdut pe Dumnezeu. Și parcă din groapă în groapă cariera lui falimentează. O să ai o vreme în viață în care, datorită sfințeniei, o și o să zică diavolul din cauza sfințeniei. Eu zic că datorită sfințeniei. O să pierzi la locul de muncă. Te privească ăștia peste umă și o să zică ăsta, vai, șamar de capul lui. O să stai poate din salariu, datorită corectitudinii tale. Poate te dă afară din servici, ca pe Iosif. L-a disponibilizat cu litera C în România. Imposibil să se reangajeze. I-a făcut cazier. L-a luat ca pe o cârpă umană și l-a aruncat în locul unde erau întemnițați împăratului, cei mai periculoși, la maximă siguranță. Cei mai nemernici din zonă. Un sfânt
aruncat pe nedrept în celula cea mai dură. Unde-i Dumnezeu în toate ecuația asta? Cum reacționezi, Iosife? Depui un raport și zici, da, aveți dreptate, eu n-am nicio vină, ea a fost vinovată? Nu. Știți că a stat între 5 și 8 ani în pușcărie. Ce loc de muncă, zero. Însă Dumnezeu a zis, oriunde ești, Iosife, pentru că ești sfânt și curat, eu vin cu tine. Aleluia lui Dumnezeu. Slavă Domnului. Orice ți s-ar întâmpla în viață, dacă trăiești curăția cuvântului și sfințirea Duhului, Domnul Iisus vine cu tine. Ironizat, bașocorit, chinuit, calumniat, respins, dat afară. Dumnezeu vine cu tine. Sunt șocat ce zice cuvântul Domnului în Cartea Genesa. După ce a intrat în pușcărie, zice Biblia, Domnul a fost cu Iosif. De la maximă siguranță, încarcerat tot, prins în celulă și poate chiar prins cu o cămașă de forță, cum era actualmente. Deci a atentat la unul dintre cei mai bogați oameni din lume și mai ales la nevasta lui. Iar intrau oamenii în pușcărie pentru asta, nu știu cât să mai fi liberi. Azi. Biblia zice, comandantul, coordonatorul celulei și a pușcăriei, s-a uitat la el. Cum te vezi tu în el ceva special? Pe omul ăsta când se trezește, se roagă. Omul ăsta când este enervat, tace. Omul ăsta când e îndreptățit, nu reacționează la fel. Omul ăsta când îi se aruncă o coajă de pâine lui, o dă la vecinul. E om de caracter și în celulă. Că tendința umană a noastră este atunci când ne calcă oamenii pe picioare, când ne dă la picioare, când ne împinge, când ne aruncă, când pe nedrept ne tratează, să devenim extrem de irascibili, ranchiunoși. Să reacționăm cu aceeași monedă, să le arătăm lor că n-au făcut bine ce a făcut. Iosif nu face asta. Și Domnul a fost cu Iosif și creează o carieră în pușcărie. Îi dă de lucru în pușcărie. Toate responsabilitățile pe care le are pușcăria sunt sub ordinea lui. El le coordonează. Mare e Dumnezeu. Când rămâi curat și când, datorită curăției tale, ești poate chiar dat afară din serviciu, să știi că pentru tine luptă Dumnezeu din cer. Să știi că în dreptul tău Dumnezeu va face o minune. Rămâi la nivelul sfințeniei. Nu-ți păta sfințenia pentru nimic în lume. Știi ce putea gândi dacă ar fi fost dependent de Bitcoin, cum sunt unii tineri azi, Iosif? Până când de o grămadă de vreme femeia asta lui Potifar tot face propuneri, ea o să fie suficient de inteligentă după ce eu comit adulterul cu ea, se pune bărbatului ei o mică pastiluță, o travă, mică, cât un vârf de deget. Să moară ăsta și să rămân eu. Avea carieră, dar în Egipt ar fi pierdut raiul. Ar fi câștigat mult la nivel terestru, dar ar fi pierdut totul la nivel ceresc. Și totuși a avut carieră, Iosif, dacă a stat sfânt? E corect și e simplu, Iosif. Și Iosif zice, Doamne, dacă Tu mi-ai dat acest dar să tălmăcesc visele, eu nu aleg oamenii la care le tălmăcesc. Și în pușcărie folosesc casa. Pentru că vreau să spun ceva. Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, nu doar din coate să se vadă darul, că darul se vede de la o poștă. N-ai nevoie de binoclu, se vede de la depărtare. Fratele Grigore cu siguranță știe, de exemplu, fratele Semionu, da? Era un bărbat care abia vorbea când se era îndoit în două. Ăștia au crezut că ei, nu știu, cum ar formați. Dar când urca la un amvon, se rabisea vorbind, dar avea o descoperire extraordinară. Și acum încă pe YouTube, căutați-l dacă nu credeți. Fratele Semionu,
Și aici se zice. Era niște descoperiri extraordinare. De ce? Era darul lui Dumnezeu. Nu conta cum arăta carapacea, ambalajul, organismul. Era darul lui Dumnezeu. Când ai un dar, și în pușcărie îți dă Dumnezeu ocazia să folosești. Dacă ajungi, nu pentru că ai făcut un rău, ci pentru că ai făcut un bine. Că dacă faci rău darul, nu mai poți să-l utilizezi. Că nu merge dar cu păcat. Nu sunt compatibile. Și paharnicul și pitalul s-au aruncat și ei pe nedrept. Unul dintre ei. Și fiecare visează un vis, nu dintr-o detalii. Și la paharnic îi spune Iosif, o să te întorci înapoi la palat. O să pui din nou în paharul împăratului. Știți care sunt ultimele cuvinte din acel capitol? Iosif a zis, te rog frumos, aș avea și eu nevoie de o carieră. Să pui o vorbă bună pentru mine, doar adevărul să spui despre mine, că s-a aici pe nedrept. Și paharnicul i-a zis, da, o să pun o vorbă bună, să o vezi de treabă. Aici trag un semnal de alarmă, nu te crede oameni când vrei să accesezi o carieră? Nu zi, mi-a vorbit ăla, mi-a zis ăla, odată la telefon, a pus o vorbă bună pentru mine. Chiar dacă cineva ar fi vorbit ceva bun despre tine, tu zici, Doamne, omul ăsta e doar om, el face doar ce poate. Dar te rog, fii tu deasupra acestei propuneri. Coordonează tu istoria, Doamne, în domeniul ăsta, în locul ăsta de muncă. Te rog, implică-te pentru viața mea. Deschide-mi tu drum dacă vrei să ajung acolo. Amin. Și Domnul deschide. Dar nu încerca tu să forțezi uși care se închid. 2 ani au trecut iar în pușcărie. Să nu s-o enervat de Iosif, zic, gata, dau de pământ cu tot. Nu mai vreau administrat în pușcărie, nu mai vreau cer, nu mai vreau Dumnezeu, nu mă mai rog. Unde-i Iave? Unde-i Dumnezeu părinților mei? Ce patriarhul a fost ăsta Avram? Străbunicul meu. Păi s-a rugat când soția lui n-a avut copii și Dumnezeu i-a dat. Mie ce mi se întâmplă asta? N-am pe nimeni, domnule. Sunt pușcărie. Singur. Datorită adevărului, datorită sfințeniei. Nu forța ceasul lui Dumnezeu. Lasă-l, că bate bine. Secundarul lui Dumnezeu merge exact cum trebuie. Nu încerca să miști tu minutarul, să învârți. Se rezolve, nu încerca. O să dai de greu. O să ai frustrări. O să ai dezamăgiri. Ți-ai pus speranța într-un om, într-un sistem, într-un loc de muncă, într-o situație și ți-a promis cineva și a vrut să te ajute, dar nu poate, domnule. Și Domnul te învață ceva cu asta. Nu te mai încrede în oameni. Încredințează soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra sigur. După 2 ani vine o criză. Știți cum lucrează Dumnezeu? Ca să poată să-și facă uneori o lucrare, produce o criză. Iona, nu vrei să mergi să predici la Ninive? Nu vreau. Lasă că îți dau eu o criză. Să mergi de... nu te vezi. Așa mergi, tiptil, pe vârfuri. N-ai ce face. Și criza vine. Dumnezeu îi trimite un vis împăratului, din faraon. Ăsta-l uită, intră în panică și nu pricepe nimic din vise. Cum, domnule, niște vaci mai mici, slabe, pricăjite, da? 7 la număr, au venit și după ce au apărut 7 vaci grase, proeminente, puternice, ăstea mici, le-au înghițit pe la alt. Dar asta chiar împotriva oricărei rațiuni, bă. Tu ai probleme deja, împărate. Tu ai ceva cu logică, dacă și când visezi nu-ți merge bine mintea. Asta puteau să zic. Cititorii în stele, ghicitorii, specialiștii, toți, frământă mâine, se uită pe rapoarte, pe idei, pe gânduri. Toate profesiile falimentează. Și Domnul zice, vreau să inventez un post nou. Apare un post, dar nu ca în politică. Să-l creează Dumnezeu. Un post nou. Pe fișa postului scrie, tălmăcitor de vise. Bă! Să nu prea există. Îl plătiți pentru asta? Îl și plătim. Și când toți îți frământați, când criza e cea mai mare, când riscă să moară și paharnicul, numai când e cuțitul la 100 de ani ăsta, dați liniștiți. Că Domnul produce o criză când ți-i greu în viața la alții, nu merge și te caută. Și, mi-aduc aminte de minciuna mea, o zis greșeala mea, o mințit asta. O să-i spun eu la împărat. I-am promis unui băiat venetic evreu, țineți minte împărate, e venetic, e evreu,
n-are pe nimeni, e pușcăreaș la maximă siguranță. Împăratul nu mă interesează. De ce a fost aruncat în pușcărie? Nu mă interesează. Dacă nimeni nu poate să rezolve problema, să vină și el. Ultima soluție dintre ultimele. Că unii ori o să fie ultima soluție. Dar vei fi soluția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amen. Și uitați-vă cum începe să aibă carieră Iosif. Cine ar fi crezut că Venetic o să ajunge prim-ministru? N-are partid politic în spate, n-are parlamentar, n-are prieteni, n-are nimic, numai dușmani. Unii nici măcar nu-l dușmănesc, nici măcar nu știu că există pe planetă. Așa de nesemnificativă e viața lor. Și împăratul zice, i-adun pe cei mai importanți, creați un coloar roșu, foarte important, să vină Venetic cu Iosif. Și zice, am auzit că tu, imediat ce asculți un vis, primești tămăcirea și o spui imediat, acum ai testul. Îți ratezi sau nu cariera, Iosive? Îți deschizi pieptul și zici, da, eu. Ce experiență am eu, Domnule. Iosif zice două cuvinte. Nu eu. Când totul îți merge perfect la job, când totul e ca pe roate, când ajungi la profitul mare, la când ajungi proeminent, când oamenii te laudă și recunosc calitățile tale și performanțele tale, când ajungi în centru celorlalți, nu te lăsa pe tine în centru, retrage-te! Și zi, nu eu, Dumnezeu. Aleluia. Aleluia lui Dumnezeu. Aleluia. Dumnezeu ne-a dat sănătate, Dumnezeu ne-a dat putere, Dumnezeu ne-a dat vedere, Dumnezeu ne-a dat auz, Dumnezeu ne-a dat mișcare, Dumnezeu a fost cu noi. Cine ne cunoaște din locul ăsta? Că numai din pandemie până azi, 23 noiembrie 2024, Domnul a fost cu el. Să ridice o mână sus. Aleluia lui Dumnezeu. Aleluia. Domnul va da un răspuns prietenic lui Faraon. Niciodată în cariera ta, când te laudă oameni, nu-i lăsa pe oameni să creadă că tu ești important. Retrage-te din laudele oamenilor. Nu fura din slava lui Dumnezeu, ca a doua zi s-ar prea putea să ajungi în șanță. Știți că Irod, zice Biblia, a ieșit toată la orizont și au strigat oamenii din jurul lui, glas de Dumnezeu, nu de om. Și el nu a zis nimic. Și pentru simplu fapt că nu a zis nimic, zice Biblia, Dumnezeu l-a lovit și a murit mâncat de viermi. Eu văzut viermi toți. Demonstrație că slava lui Dumnezeu n-are voie să fie furată. Criteriul numărul 1. Locul de muncă unde vrei să mergi, cariera pe care vrei să o alegi, te ajută să rămâi sfânt? Cariera în sine nu te sfințește, dar te ajută să rămâi sfânt? Criteriul numărul 2. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Cariera pe care vrei să o alegi te stăpânește sau tu o stăpânești? Nu pot, frate, că sunt la serviciu. Serios? Chiar nu poți? Tu ai o problemă că nu poți. Eu cred că nu poți. Dar tu ai o problemă. Frate, muncesc 7 zile din 7. Greșit. Ești dependent, prietene. Greșit. Ajung acasă de la serviciu și numai la asta mă gândesc. Foarte rău. În fiecare noapte mă frământ și stau și mă învârt ca un șurub prin pat, cum să reușesc să mai fac, să mai reușesc, să mai greu. Tu ai o problemă. Ai făcut un idol din propria ta muncă. Dacă a ta carieră e mai importantă decât Hristos, retrage-te din ea o vreme. Faci un timp de pauză, de repaus. Reorganizează-ți agenda ta fizică. Zilnică, săptămânală, lunară. Puneți niște rigori. Puneți ceasul să sune. Ai un domeniu în care muncești foarte mult și nu te poți opri. Pune ceasul să sune. Hei, stop! De obicei asta se întâmplă celor care sunt pasionați în locul care lucrează. Sunt foarte buni în domeniul lor. Dacă tu vezi numai muncă și muncă și muncă și muncă și muncă și muncă, nu te mai mira, prietene, domnule, frățioare, că nu te însori, că nici nu-ți recomand până nu rezolvi problema asta. Că o să iei o soție
Și o soție acasă singură, a nimănui, și tu muncă, și muncă, și muncă, și când ea îndrăznește, se deranjeze, păi, ei, n-ai voie să vorbesc. Trebuie să rezolvi problema cu tare. Care e problema? Te stăpânește? Sunt lucruri care la locul de muncă pentru tine sunt o ispită să devină idolatrie? Ești atât de bun în domeniul în care muncești încât la un moment dat nu mai poți să pui punct acelor elemente care trebuie să le derulezi. Îți zbârne capul și mintea de telefoane și nu știi să oprești. Zi, învață să zici nu. Nu pot. Nu zi, nu vreau. Nu pot. Da, domnule, nu vreți acolo? Nu! Pot atât. Pot până aici. Cine nu-și creează limite, va da seama că e super limitat. Și o să-i creeze spitalul. Prea târziu. Nu înseamnă că oricine e în spital e din cauza că a fost idolat. Nu, nu, nu. Este un context în care Dumnezeu te pune pe pauză. Că altfel nu se poate. Și eu sunt destul de prins și am momente în care, de exemplu, ca acum când am venit, întârzi un avion. Boxerul, antrenorul, mi-a zis, dar nu vă stresează? Și a zis, nu. Și apoi a zis, dacă nici pastorii n-au răbdare. Tu știi. Era nevastă sa lângă el și a zis, păi, doamnă, răbdarea vine prin necaz. Domnul vrea să ne învețe ceva. Și apoi am zis, vedeți, dacă nu întârzia avionul ăsta, eu nu vorbeam cu dumneavoastră. I-am zis să citească Biblia la boxer. Dacă mă urmărește, îl salut. I-am zis să înceapă să se roage. Să-L proclame pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Și Domnul a pus pe pauză în avion, n-o zbura, da? Și eu trebuie să... Zic, ce se întâmplă? Să mă impacientez, nu? Așa ar trebui, nu? Nu. Orașul Cluj și orașul Cluj e foarte aglomerat, dar nu ajunge Parisul la aglomerație cu siguranță și la un moment dat parchez mașina într-un loc regulamentar, întotdeauna am pe bord telefonul să mă sune oamenii dacă au vreo problemă urgentă. Și mă întorc dintr-o instituție și dintr-o dată urc la volan și spatele meu e blocat. Și nu vine nimeni. Dar nu știu cum să vă explic că e blocat. E blocat aici, e blocat aici, e blocat aici, e blocat aici. Am atâta, înainte, cu mașina. Și aud o voce care îmi zice, Caleb, trebuie să suni o persoană pe care n-am mai sunat-o nimeni de 5 ani. Ți-am creat timp. În primul rând, nu te duce să cauți numărul de pe bord la persoana aia. Dă telefonul ăsta. Astfel de momente? În care stresul se creează în jurul tău, în care oamenii se enervează, în care situațiile te blochează, în care, vai, cum ai putut să faci asta? Și Domnul zice, ți-am făcut timp. Și imediat îmi zice Domnul care e persoană. Și o sun și plânge la telefon și zice, frate Galeb, nu m-a sunat nimeni de atâția ani. Parcă nu mai am speranță. Dar dacă tu vrei să conduci situația, dacă tu trebuie să faci neapărat lucrul ăla, dacă tu repede trebuie să, efectiv, să reacționezi, că te stăpânește dorința aia să rezolvi problema aia urgent. Și Domnul zice, pauză, oprește-te. Cum ar fi când cineva te-a enervat și a parcat greșit? Pe parcarea ta care e cuplată, care e a ta, să ai la tine niște sticăre pe care să scrie Iisus Hristos te iubește. Domnul să fie cu tine. Chiar dacă ai parcat în locul meu, te iubește Hristos. Dar ăștia în România sună la poliție, să ridice mașinile. C-o parcat pe sfânta mea parcare. Era să zic loc de veci. Dependenți, obsedați. Privește lumea un pic altfel. De ce pierzi într-un context al lumei, chiar în carieră? De ce nu-ți merg lucrurile cum ar vrea tu să mergi? Cum poate chiar crezi că ți-a promis Dumnezeu? Oare nu vrea Dumnezeu să facă ceva mai
mai înălțător. Nu crezi că inclusiv prin cariera ta trebuie să fie vestit Mântuitorul Iisus Hristos? Vedeți, noi suntem foarte preocupați. Mergem într-un loc, trebuie să rezolvăm problema aceea. Dacă cineva lucrează într-un domeniu, de exemplu, de amenajări interioare, obligatoriu, trebuie să facă lucru cu tare. Vorbești cu angajatul, cu tare, cu tare, repede. Și Domnul vrea să zică, uite, fii atent, la persoana asta trebuie să-i spui ceva despre speranță. Pentru am împreună cu un frate, mergeam pe autostrada spre Deva și ne-am oprit acolo la o benzinărie. Era foarte obosit șoferul și a trebuit să-și ia o cafea. Ne-am așezat și Domnul mi-a zis, vezi că la văzătoarea asta vezi să-ți transmiți un mesaj. În timp ce eram la masă, am scris un mesaj pe note, i-am mărit caracterele, să vadă suficient de bine și n-am vrut să-i spun cu voce tare ca să nu-i produc rușine, că am simțit că va fi foarte rușinată și nu va asculta mesajul de rușine. Așa că i-am ridicat telefonul, ca și cum i-aș fi zis că vreau un meniu, i-am deschis telefonul întors pe dumneai și în mesaj scrie așa: Domnul Iisus mi-a spus să vă transmit că indiferent câte eșecuri ați avut în viață, vă iubește. Vrea să nu vă mai lăsați infectat prezentul de trecutul noastră. Vă recomandă să citiți cartea Biblia, să vă rugați în fiecare zi și să-L reprimiți pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal. În timp ce a citit fraza asta, i-a sărit boabe de lacrimi din ochi la fracțiune de secundă. A plecat în bucătărie și nu s-a mai întors. A trimis pe altcineva să-mi aducă meniu. N-a mai rezistat să dea față cu mine, că a știut clar că e vocea lui Dumnezeu. De ce nu ne faci efort minimorum? În ultima vreme, cam de un an de zile, în fiecare avion în care urc, deschid telefonul, îl întorc, am scris pe 3 limbi sau 4 chiar, engleză, germană, italiană și franceză. De exemplu, aici, venind spre dumneavoastră, lângă mine era o doamnă care citea într-o carte în franceză, eu nu știu franceză, dar am avut mesajul pe Google Translate, că vă merge bine internetul, știți? Și cu Google Translate am pus mesajul în față, să-l vadă doar ea. Și a zis, mulțumesc. Fac asta de obicei, cam de un an de zile, la fiecare persoană care stă lângă mine. Au fost persoane care m-au jignit. Era o româncă care călătorea în Spania acum câteva săptămâni, când am fost acolo la o conferință. Și românca a zis, nu citesc! A zis, dar vă rog, citesc, că nu fac nimic. Țin telefonul în mâna mea și citesc dumneavoastră. Nu citesc! N-a vrut să citească. Nu-i mai problema mea. Mi-a făcut partea. Mă duc la un magazin sau undeva unde servesc ceva să mănânc împreună cu alți prieteni, frați, împreună cu soția. Și spun, Iisus Hristos te iubește. Dacă mă duc într-o altă țară unde nu cunosc limba, rog pe cineva să mă traducă să fac acasă. Dar nu pentru că sunt eu important. Pentru că sunt mesager. Pentru că am fost conștientizat că sunt anumite persoane pe care nu o să le mai întâlnesc niciodată. Și la persoana trebuie să-i dau o pastilă spirituală și să-i transmit un mesaj care poate să-i impacteze eternitatea. Și rai o să aflăm dacă persoana aceea a fost mântuită sau nu. În funcție de cum a acceptat sau nu mesajul. În funcție de cum s-a întors acasă să citească Biblia, să se roage, să-L caute pe Hristos. Noi vedem cariera ca fiind ceva pentru noi. Dumnezeu zice, da, vreau în cariera ta. Nu toți trebuie să fie teologi. Nu toți vor fi profesori de religie. Nu toți vor merge cu Evanghelia în lume. Nu toți sunt misionari. În cariera ta ești un medic performant. După ce s-a reușit operația, nu zic că paroscopicul și că sistemele și că remeneu și că Uniunea Europeană și banii de la ei. Cine a vindecat boala aceea e Hristos. Amin. Lăudat să fie numele Lui. S-a reușit la mecanica mașinii acelui client, s-a reușit un lucru care nu s-a reușit niciodată. E prima dată în viața ta și o performanță pentru tine. Nu zi, domnule, niciodată n-am făcut asta, ce bine că mi-a ieșit. Nu! Dumnezeu m-a ajutat. Dumnezeu a fost cu mine. Pentru că ultimul criteriu după care poți departaja dacă o carieră e sau nu corect aleasă, este criteriul slavei. Cine ia slava de pe seama carierei tale? Ajungi olimpic internațional, de exemplu, în matematică. Te urcă pe podium. Se uită o lume întreagă la tine și o generație. Și ai 10.000 de vizualizări pentru că ai ajuns pe podium. Nu uita să ridici mâna în sus. Și să zici, performanța asta e în primul rând datorită lui Hristos.
Vin oamenii la tine și spun, cum ai scăpat din acest accident? Că parcă mașina s-a împachetat toată și s-a creat un scaun, singur scaun pe care ai stat tu și airbag-urile s-au întins în jurul tău și nu ai avut nici o vătămare corporală. Când pompierii și smordul și poliția zice, este imposibil să nu existe cel puțin 5 morți, sau măcar unul. Și când tu umbli pe picioarele tale, nu zi, mașina asta e foarte tare. Am avut inspirația să trag de volan în stânga. De unde a venit inspirația asta? Întotdeauna să zici. Cine m-a împachetat e Hristos. Nu airbag-urile, nu inteligența, nu SP-ul, nu sistemul. Nu ultima generație de mașină, nu performanța inginerilor care a construit-o. Nu eu, ci Domnul. Te întorci acasă de la locul de muncă, ai câștigat un proiect foarte important, ai avut o inspirație de moment în care ai zis câteva cuvinte care au schimbat situația radical, exista un stres să pierzi licitația și dintr-o dată ai câștigat-o tu. Și ai tendința umană să te încrezi în tine. Ești om. O să ai această predispoziție să zici ce bine că am zis asta. Ce bine că am fost atent la moment, ce bine că am avut inspirație de moment. Da, toate astea ți le-a dat Domnul. Dar nu uita să zici. Pentru tot ce am făcut bun. Slăvit să fie Domnul. Amen. Pentru toate lucrurile care nu sunt perfecte, eu sunt de vină și Domnul să mă ajute să mă curătez. Pentru tot ce mi s-a întâmplat bun, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să stai puțin cu ochii închiși. Tu ești la o vârstă în care, pentru că marea majoritate am înțeles că aveți până în 20 de ani, tu ești la o vârstă în care nu prea crezi tot ce zicem noi. Bine, mă las, ok. E chiar așa. Aș vrea să te rog să nu încerci să înveți din istorie, că o repeți și vei suferi tu, nu eu, nici alții. Ia lucrurile astea foarte în serios. De cariera ta depinde viitorul tău etern. Că atâția, din cauza carierei, au mers în iad. Te rog să stai cu ochii închiși chiar dacă vorbim de carieră, pentru că vorbim în primul rând despre suflet. Despre sufletul tău. Puneți aceste întrebări cu multă seriozitate. Doamne, sunt doar un leneș sau îmi place să muncesc? Doamne, aleg lucrurile simple pentru că sunt superficial și vreau să scap de ele, că vreau mai mult să pierd vremea? Doamne, îmi place prea mult să fiu extrem de simandicos și de așa mă prind lucrurile și uneori ajung să fiu dependent de ceea ce fac? Am făcut, Doamne, din munca mea un idol? Te-am pus pe tine într-o paranteză a vieții mele și iubesc mai mult banii și munca și cariera și performanțele și rezultatele decât pe Hristos? Doamne, oare la locul meu de muncă am zis o minciună ca să câștig mai mulți bani? Doamne, oare lucrez la negru pentru ca să fac bani? Oare învârt ca să reușesc să ajung eu să am mai mulți bani? Oare îmi permit anumite ilegalități? Doar ca să-mi intre mai mulți bani în cont. Mi-am pierdut integritatea? Doamne, la locul de muncă am avut momente în care am păcătuit cu mintea, cu privirile, cu atingerile? Că Duhul Domnului spune că sunt birouri și locuri de muncă unde se derulează adulter. Ce trist! Să mergi la job ca să muncești și satana să te învingă ca și casa lui Potifar. Să dai curajul să pleci cu orice risc. Sunt aici să-ți spun că dacă locul tău de muncă te face să păcătuiești constant, va trebui să te retragi din acel loc de muncă. Și chiar cu riscul să rămâi câteva luni fără bani, Hristos îți va purta de grijă. Aleluia lui Dumnezeu! Să faci tot ce ține de tine ca să nu mai fie păcatul în jurul tău și să nu mai treacă păcatul prin viața ta
Și când nu mai poți tu să administrezi pentru că păcatul e prea mare, retrage-te din zona aceea. Pentru că este un loc al nesfințeniei. Noi intrăm în locuri unde, prin definiție, nu poate fi Hristos. Și dacă ai vrut să intri, e un moment de cercetare și de cerere a iertării. Și te mai întreb ceva, dacă nimic nu-i păcătos în viața ta, dacă nimic nu-i dependență care să creeze așa o stare să fii stăpânit de ce muncești, oare întotdeauna ai dat slavă Domnului? Aș vrea să stăm cu ochii închiși și vrea cineva oare să facă o promisiune. Că de azi încolo, pentru orice activitate profesională pe care o va derula, va supune această activitate acestor trei criterii de analiză. Îi va da întotdeauna slavă lui Dumnezeu. Se va retrage din orice zona păcatului, din orice anturaj, pentru că locul tău de muncă poate deveni anturaj atunci când faci altceva decât ce este profesional. Când îți permiți mai mult decât trebuie. Când colegii tale de serviciu îi trimiți un mesaj care este confidențial și privat și nu are niciun rol profesional și treci la flirt și ăsta e păcat. Să-i promiți Domnului în această zi că de azi încolo vei alege cu Domnul. Că vei sta într-o dependență clară de Dumnezeu și vei iubi pe Hristos. Este cineva care vrea să facă această promisiune în timp ce vreau să fiți cu toții cu ochii închiși? Să facă un semn cu mână dreaptă ridicată. Înaintea lui Dumnezeu. Ești angajat sau nu, nu contează. Promisiunea asta e pentru viitorul tău dacă nu ești angajat. Să-i spui Domnului, Doamne, de azi, mă retrag din zona aia periculoasă. Mă retrag din zona aia în care este păcat. Vreau să trăiesc curat.